Hai, salutare, prieteni, sunt X-Breaker, bine v-am regăsit la un nou episod din seria noastră cu FCSB. Avem meci în finala cupei cu cei de la FC Argeș și după derby cu Dinamo, un meci extrem de interesant în campionat. Haideți să vă arăt de ce, pentru cei care nu știu. Pentru că la victorie câștigăm titlul, la egal va câștiga Dinamo, probabil asta se va întâmpla. CFR-ul nu mai are cum să piardă locul 3, va mai fi o bătălie pentru locul 4, 5 și 6, dar Craiova cu Sepsi, deci nu, va mai fi o bătălie doar pentru locul 4 și 5. Vedem ce se va întâmpla, dar înainte de asta, haide să jucăm meciul ăsta cu cei de la FC Argeș, pentru că este o pare extrem de importantă pentru noi, schimbăm echipamentele. Să jucăm așa oare? Hai, jucăm așa și vedem ce va ieși. Suntem pregătiți de finala cupei, întâlnim pe cei de la FC Argeș și atât Denis Man este golgheterul cupei României. Vedem dacă va rămâne așa până la final, jucăm în mare parte cu echipa de bază, cu trofeul pe masă, două meciuri, așa vom juca, două meciuri, jucăm practic cu trofeul pe masă. Sper să facem meciuri bune. Rămâne de văzut cine va câștiga. Începe meciul, piteștenii atacă de la stânga la dreapta și au posesie. Au ajuns până în finala cupei și vor să câștige. Să vedem dacă vor putea să o facă în fața noastră. Constantin Budescu, un prim fault al acestei partide. Ține mult de balon la Budescu, Budescu pentru Florel Coman, Coman și este gol! Gol FCSB-ul! Gol FCSB-ul! Știu că microfonul ăsta mai face figură dacă țip, sper să meargă până la capă, trebuie să-i dau, să-i fac să-i trălea, să-i dau de cap, 1-0, Florinel Coman marchează! La prima ocazie pentru noi, asta e bine, fraților, asta e bine, bravo, bă, băiatule. Portarul este învins, iar Coman reușește să deschide scorul în minutul 17, în minutul 7, jucătorul cu numărul 7 marchează al doilea gol în Cupa României. Denis Man, pentru Nedelcu, Nedelcu, bine văzut, Pușcaș. Pușcaș și este 2-0 pentru FCSB. Marchează jucătorul cu numărul 9, George Pușcaș. Bără gol, Pușcaș reușește să dubleze avantajul pe tabela de marcaj. Este 2-0 pentru FCSB, cu FC Argeș n-are ce să facă portarul, iar Pușcaș marchează în minutul 32, al treilea gol în Cupa României și este la egalitate cu golgheterul Denis Man, care avea cele mai multe goluri marcate în această competiție. Piteștiul în aceste momente are mari probleme, condusă cu 2-0, trebuie să dea o replică rapidă, pentru că dacă vor mai primi încă un gol, va fi foarte, foarte greu pentru ei să mai facă ceva. Budescu, Budescu, pentru Coman, Coman în fața unui nou gol. Coman întoarce bine aici, Coman e 3-0 și s-a terminat. S-a terminat cu piteștenii, avem 3-0. Bine, bă, băiatule, bine, bă, băiatule, Coman marchează și era al treilea gol în Cupa României, al treilea gol și pentru FCSB în această finală de Cupa României. Foarte bine, Coman, portarul croitor, învins a treia oară în 37 de minute, iar în aceste momente FCSB are 3 jucători cu câte 3 goluri. Facem 3 modificări la pauză, am nevoie de Coman în formă mare cu Dinamo. Să vedem însă ce va face și Mățan, iată noul intrat, Ben Arfa greșește și acum Honciu. Cosma, foarte bine Bălașa, e faul de cartonaș, să vedem ce culoare va avea cartonașul. Haide să vedem ce culoare va avea cartonașul lui Bălașa, probabil roșu va fi. Da, este roșu. Este roșu pentru Mihai Bălașa, foarte nervos Bălașa, o intrare întârziată acestuia, n-a reușit să ia balonul și are dreptate arbitru să-i acorde cartonașul roșu.
lui Bălaș Anastasie va executa. Să vedem dacă va fi o schemă sau un șut la poartă. Anastasie, cât de bine intervine Lazar. Bravo, bă, băiatule. Intervenție senzațională a lui Lazar. Iată Lazar unde stă, se joacă lung, arge și ratează senzațional. Dezamăgiți jucătorii, dar asta este, au avut într-adevăr ceva ocazii. Au avut ceva ocazii și e 11 metri oare, dar nu, cred că e minge acolo luată. Este și galben pentru Romario Benzar. Cred că arbitru s-a grăbit cu acordarea acestui 11 metri. Haideți să revedem faza. Pare că a dat în minge. E mingea, tată, prima oară ia mingea, prima oară ia mingea, domn arbitru. Iar Deac, față în față cu Lazar. Lazar e învins, e învins de Deac, minutul 61, 3 la 1, arge și reduce din diferență în finala Cupei României. Oare va avea putere Argeșul să revină, să mai dea un gol? Să vedem, să vedem, un șut aproape central. Aproape pe centru, execuția lui Gabriel Dea, care marchează al doilea gol în Cupa României și minutul 61. Anastasie, doi jucători de-ai noștri au galben. Trebuie să fii foarte, 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 foarte atent. Din nou 11 metri, nu se poate așa ceva. Nu se poate așa ceva și vine cartonașul roșu. Avem doi oameni eliminați. Panțăru vede și el roșu, minutul 85. Să vedem dacă Deac transformă a doua oară. Lazar! Lazar! Intervine senzațional! Iar Piteșul în aceste momente nu cred că mai are nicio șansă. Romario Benzar preia balonul. Avansează Benzar. Cere mingea. Mățan și-o primește. Mățan. Mățan pleacă Pușcaș. Foarte bine Pușcaș. Pușcaș pentru Ben Arfa. Ben Arfa mai departe. Denis Mann e 4 la 1 și s-a terminat și Denis Mann. Este golgheterul Ligii 1, golgheterul Cupei României, mă scuzați, 4 la 1 cu doi oameni mai puțin pe teren. Incredibil jocul nostru, ce pasă bună, vine Denis, șut cu stângul dintr-o bucată și iată că Argeșul pierde până la urmă categoric această Cupa României. Acolo s-a rupt totul la acel penalti ratat de Deac, apărat de Lazar. Cred că aveau șanse mari piteștenii dacă reușeau să... O, Pușcaș se luptă senzațional, Pușcaș. Recuperăm oare balonul? Nu recuperăm. Deac. Argeșul așteaptă fluierul final. Nu mai are ce să se întâmple. Poate doar un ultim gol al acestei partide. Se termină, se termină, se termină. FCSB-ul câștigă Cupa României, Cupa Națională. Iată un trofeu râpnit de noi, un trofeu bun, Piteștul. După mulți, mulți ani de așteptare, nu reușește să câștige o finală de Cupa României. Sincer, au fost destul de slabi. N-au reușit să gestioneze lucrurile. În prima repriză, acolo s-a rupt totul. Iar iată acum campionii. Campionii. Ole, ole, ole. Campionii. Campeones. Ole, ole, ole. Iar Radu Ștefan va ridica trofeul deasupra capului. Trofeul Cupei României. Să vedem acum. Îl avem pe Pușcaș acolo. Urcă și Romario Benzar. Vine Il Capitano, Radu Ștefan, venit de la Lazio să ne ajute în Champions League. Din păcate am fost eliminați de Real Madrid, dar iată că până la urmă câștigăm un trofeu, câștigăm Cupa României. Radu Ștefan ridică trofeul deasupra capului, iar asta e bine pentru noi. Reușim în acest an să obținem un trofeu, un trofeu, zic eu, important pentru noi, important pentru orice echipă. Reușim o victorie clară cu 4 la 1 în fața Argeșului, cu doi oameni eliminați, într-adevăr al doilea a venit pe final. E bine că mai luăm niște bani acolo, vor veni bani
Pentru transferuri nu știu exact ce sumă, nu mă aștept la o sumă mare. 265.000 pe bune. Pe bune, 265.000 doar de euro. Din păcate, suma e destul de mică, nu ne ajunge să ne luăm nici măcar cât o ciocolată, dar asta este. Mergem să jucăm cu Dinamo. Aici. Derbiul cu Dinamo București. Ce am făcut eu cu Dinamo? Asta vreau să știu. Deci am bătut Craiova. Nu, stați așa. Ce-mi fi făcut eu cu Dinamo? Deci nu pot să-mi dau seama ce am făcut cu Dinamo. 2-2 la Dinamo. Nu știu dacă se pune 2-2 la Dinamo, dar jucăm pe propriul teren și... Păi avem suspendați pe băieți, asta nu e bine. Asta nu e bine. Intră aici Tănase. Denis Vancoman, pațârul și el, din păcate. Credeam că nu se pun cartonașele roșii în... din cupă în campionat. În fine, dacă asta este decizia... Federației, asta să fie, noi așa vom juca împotriva celor de la Dinamo București. Practic o nouă finală, dar una cu o însemnătate mai mare. Jucăm împotriva rivalei de moarte din București, împotriva câinilor roșii îmbrăcați astăzi în verde. Cine câștigă va lua campionatul, rămâne de văzut ce se va întâmpla aici pe Arena Națională între FCSB și Dinamo București. Meciul se joacă cu titlul pe masă, cu titlul pe masă se joacă. Oare vom reuși să dăm de pământ cu Dinamo, oare vom reuși să facem ceva? Vom vedea, nu trebuie să ratăm, nu trebuie să facem niciun pas greșit împotriva câinilor roșii. Iată-l pe Pușcaș, îl vreau în formă, te vreau în formă. Pușcașule Marin, îi dă mingea lui Soiledis, care a intrat în locul lui Panțeru. Trebuie să mai atingă și Soiledis puțin balon, n-a mai jucat de mult. Răzvan Marin, la Denis Mania, atunci prim atac al nostru, Denis. Pușcaș, oh, cât de bine Ehman a intervenit acolo, gol acum. Gol, Garcia, pleacă bine acolo, dar nu-l vede Gheie, avansează Gheie. Bine însă Kindrich introduce și el în locul lui Bălașa, care a fost suspendat din cauza acelui cartonaș roșu. Tănase avansează, care n-a jucat cu România. Tănase până la Coman și 1-0! În aceste momente titlul este la FCSB! Gol Coman, 1-0, Florinel Coman deschide scorul rapid pe Națională. Dinamo are mari probleme în aceste momente. Tănase îi pasează lui Coman, iar acesta nu-l iartă Coman pe portar. 1-0, Coman, în minutul 7, jucătorul cu numărul 7, al 17-lea gol în Liga 1. Bine, băiatule. Deschidem rapid scorul să vedem replica dinamoviștilor, dar ce intervenție bună a avut Kindrich acolo, totul a plecat de la el, de la acea recuperare. Superba lui la marginea careului de 16 metri, o minge înălțată de dinamoviști acum și va fi lovitură de la colțul terenului, prima acestei partide. Minutul 9, trebuie să fim atenți, nu prea stăm foarte, foarte bine la fazele fixe, respingem acum, dar mingea în continuare la dinamoviști. Coman pentru Tănase, Tănase avansează, avem totul superitate acolo, să vedem, Tănase, de unul singur, Tănase, mai departe, Pușcaș, ce bombeu, ce lovitură, am zis că-l vreau în formă pe Pușcașul Marin. Pușcaș, 2-0, din nou Tănase cu pasa decisivă, senzațional și șutul lui Pușcaș. Așa da, Pușcașe. Așa te vreau, în aceste momente Dinamo are mari probleme. Dinamo poate pierde titlul în ultima etapă, al 13-lea gol pentru George Pușcaș și împotriva dinamoviștilor, împotriva rivalei de moarte. Dinamo are probleme, Dinamo în aceste momente, nu știm dacă va reuși să mai facă ceva.
Pușcaș pentru Coman, avansează Coman, dar n-a reușit acolo să ajungă la balon. Gonzales. Anton. Bine pentru Sorescu. Sorescu, Radu Ștefan e acolo. E greu, e greu cu Radu Ștefan. Soiledis. E ca în Soiledis, nu găsește soluția de pas. Abia acum la Nedelcu. Nedelcu. Marin, Tănase. Încă o pasă bună pentru Pușcaș, încă o dată Pușcaș. Pușcaș pentru Tănase și e 3-0. Asta a vrut. Asta a vrut Pușcaș. 3-0 în doar 20 de minute. Incredibil. Incredibil, dar adevărat. Tănase merita să marcheze și Pușcaș a vrut să-i paseze. Pușcaș n-a vrut să șuteze. A vrut să-i ofere asistul lui Tănase, care a fost totuși aproape de ratare. Avem 3-0 cu Dinamo. Iar Dinamo, iată, pare total în afara acestei partide și se joacă cu titlul pe masă. Oare au venit la egal? Nu înțeleg ce s-a întâmplat. Al 8-lea gol în Liga 1 pentru Tănase, 3-0, minutul 20. Mulți dintre voi acum vor zice, joacă la amator, joacă la profesional. La final arătăm la ce se joacă, se joacă la legendarii cum s-a jucat până acum. Dar să vedem însă dacă Dinamo este o adevărată forță, dacă Dinamo poate reveni. 3-0 în doar 20 de minute. Bine, blocăm prin Tănase, dar pentru scurt moment. Gheie acum. Gheie, deposedat de Kindriș. Foarte bine, să Kindriș întârzie prea mult. Pasa acolo, Gheie. Scoate, nu scoate. Ce gol, ce gol, Gheie. Minutul 25. Dinamo reduce în indiferență. Este 3-1. Cât de aproape a fost jucătorul nostru să ajungă la minge. Fiți atenți aici. Am crezut că va ajunge. Romario Benzar la un cioc de barză de a ajunge la minge. Iar Gheie marchează al 10-lea gol pentru Dinamo în acest sezon. Răzvan Marin. Benzar. Până la Denis Van. Oare asta să fie gura de aer de care avea nevoie Dinamo? Vom vedea. Pușcaș, mai departe, Nedelcu, dacă era un jucător cu o viteză mai mare, cu siguranță acum puteam avea 4-1, sunt totuși 4 goluri date în mai puțin de 30 de minute, senzațional, Nedelcu. Încearcă la Coman, nu reușește pasa, iar Dinamo acum pleacă pe un contraatac. Anton, pasă bună pentru Garcia. Garcia, e 3-2. Dumnezeule, ce revenire! Ce meci, ce meci avem pe Arena Națională! Ce meci care se joacă cu titlul pe masă! Iată, Dinamo! De la 3-0, 3-2 în aceste momente. Lazar n-are ce să facă. Iar totul pleacă de la pasa dată greșit de Nedelcu, imposibil de luat acest șut al lui Garcia. Aleix Garcia are 12 goluri în Liga 1, minutul 32. Iată cât de repede se poate întoarce o partidă. Coman încearcă la Pușcaș, nu găsim soluții în aceste momente. Dinamo pare că și-a revenit. Dinamo pare că știe cu cine joacă, știe ce se întâmplă în meciul ăsta, știe că se joacă cu titlul pe masă. Coman. Bine la Denis Man, mai departe pentru Răzvan Marin. 4-2. Ce execuție are Răzvan Marin, aveam nevoie de asta. Aveam nevoie de asta, aveam nevoie de golul ăsta, Răzvan Marin. Incredibil. Coman îl vede bine pe Denisman, iar Răzvan Marin, un bombeu, un șut din prima, senzațional. Cât de bine șutează Răzvan Marin. Minutul 36, 6 goluri până acum date în eternul derby. FCSB, Dinamo București. Iar acum Dinamo din nou are o muncă de făcut. Denis Man, e fault aici, e fault. N-are nicio treabă cu mingea acolo, doar cu piciorul lui Denis, pentru că Denis a reușise să recupereze balonul. O recuperare acum pentru... Uitați-vă ce fault, uitați-vă ce fault de arbitru. Grigore. O, greșește aici, acum Coman pleacă și Pușcaș, Coman, Răzvan Marin...
Așteaptă acolo Răzvan Marin sprijinul Pușcaș pentru Coman. Coman. Coman intră în interior. Coman. René l-a citit pe Coman. Știe că asta face Coman. Dar s-a grăbit acolo cu pasa. Totuși recuperează din Amoviști. Gol. Tanase îl urmărește pe acesta. Iar gol. Greșește pasamentul. 45. Foarte puține momente și vom intra în prelungiri. Răzvan Marin. Pentru Romario Benzar, Dinamo, iată, cu foarte mulți jucători în jumătatea noastră, are probleme acum, Romario Benzar, Benzar, Pușcaș, Pușcaș în fața golului, Pușcaș centrează pentru Tănase, care dă pe lângă minge, dar nu s-a terminat faza, din nou Coman acum, Coman, 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 blocat și este final de primă repriză, 4-2 între FCSB și Dinamo București. Suntem la 45 de minute de titlu. 45 de minute de titlu. Craiova bate, are 1-0 cu Sepsi. Viitorul 2-1 cu CFR Cluj. Noi îl băgăm pe Moruțan și îl băgăm și pe Denis Alibec. Facem doar două modificări. Mai păstrăm una că nu se știe niciodată ce se întâmplă. Mai păstrăm una că nu se știe ce se întâmplă. Intră și Denis, care n-a apucat să joace în Cupa României. Dar iată, joacă în acest derby cu titlul pe masă oricum. Pasă bună pentru Coman. Preluarea e la fel de bună. Îi pasează lui Denis Alibec, care nu știu dacă e în offside. Alibec e 5-2 la prima atingere de balon. La prima atingere de balon. Al șaptelea gol din acest super derby de România. Denis Alibec marchează și titlul este în vitrina noastră. Nu cred că se mai poate întâmpla ceva. Nu cred că se mai poate întâmpla ceva. Denis, în minutul 48, marchează golul cu numărul 10 în Liga 1. Revenit din Turcia, iată, dă 10 goluri la FCSB. Din postura de rezervă, totuși, să ține minte. Din postura de rezervă, recuperează aici balonul. Iată, face și faza defensivă, dacă putem spune așa, Tănase. Până la Denis Mann, n-ajunge acesta la balon, nu-i nimic. Anton. Gheie, Gheie, nu-i pasează, întârzie, ține mult de minge, Gheie, Soiledis, Soiledis, Radu Ștefan, senzațional, senzațional Radu, căpitanul nostru, trimite balon afara terenului. Dinamoviști pentru Gonzalez în spate, Garcia, Anton, Anton, Garcia, Garcia blocat, senzațional din nou de Radu Ștefan. Impecabil până acum Radu, Denis Alibec, pleacă și Denis Van, să vedem Alibec, de unul singur. Alibec își prângește să prea mult balonul, nu-i nimic, îl iertăm pentru că a dat golul mai devreme. Garcia, Garcia, foarte bine Garcia, Tănase, nu blochează, vine o pasă pentru Borja Vaie, Borja Vaie, Borja Vaie, ce ratare, ce ratare a dinamoviștilor. Borja Vaie știe că a ratat o șansă importantă de a readuce cât de cât speranțele în tabăra dinamovistă. Iată ce pasă bună pentru Denis Mann, să vedem dacă va mai ține mingea în teren. Denis, Denis, Denis nu reușește să țină mingea în teren, dar ce pasă bună. Vine Alibec să nu lase pe René să joace scurt. Soiledis, bine, foarte bine Denis Mann acum. Alibec, pasa cam în spatea lui Denis. Coman câștigă duel la cap. Nedelcu. Alibec. Alibec ține prea mult de minge de această atajă. Iar acum Fabrini. Bună pasă Sorescu. Oh, ce faul dur acolo. Jocul continuă. Va fi un galben pentru Soiledis. Cu siguranță va fi un galben pentru Soiledis. Sorescu. Sorescu. Gheie. Gheie. Haide bă, haide bă, lasă-mă, lasă-mă! Unde vezi tu faul, frate? Unde vezi tu faul? Am luat mingea! Probabil de la federație, probabil de la federație s-a transmis. Dați penalti, urla greu, e penalti. E penalti. Borja Vaie, față în față cu Lazar. Lazar se duce în colțul opus și e 5-3. Dinamo mai are încă o speranță. Nu-i nimic, nu-i nimic. Trebuie să fim atenți.
Sper că n-am luat roșu ceva, n-am luat roșu. Asta e important. Soiledis, iată, n-am mai văzut galbenul. Radu Ștefan. Până la Romario Benzar. Bună preluare acestuia. Pasă pentru Moruțan. Moruțan, mai departe pentru Alibec. Ei, eu am vrut să-l bat pe unul pe Moruțan. Eu acum am văzut. Bine, Tănase cu recuperarea. Denis Man. Denis Man pentru Alibec. Alibec încearcă să-i dea o scăriță lui René, dar nu reușește. Of, aveam nevoie de gol totuși. Moruțan. Tănase. Tănase, Alibec din nou. Alibec, că nu-l mai iartă pe René și e 6 la 3. 6 la 3 în derbiul de România. FCSB este campioana României. Vom juca din nou în grupele UEFA Champions League. Vom juca din nou în grupele UEFA Champions League. Bun șutul ăsta, tată. Bine, băi, Denise. Bravo, bă, băiatule. Să vedem dacă sezonul viitor vom reuși mai multe în Champions League, deși ce am reușit noi nu s-a mai reușit de mult timp. Am reușit calificarea în, mai departe în primăvara europeană Champions League. A fost aproape cu Real Madrid, dar din păcate am cedat acolo pe final. Acolo la fel, din cauza unor mari erori de arbitraj. Trecuseră 4 minute de când trebuia să fluiere prima repriză. Dar asta este, trebuie să trecem peste. Moruțan e corner. Dinamo a mai avut speranță, dar nu mult. Iată Lazar unde stă la 6 metri. La 6 metri stă Lazar și e 6 la 4. Denis Man, în loc să degajeze balonul, iată, preferă să facă o preluare pe piept, iar gol, capitanul dinamovișilor, reduce din diferență. Denis Man încearcă să preia balonul, dar nu cred că a fost Denis Man, cred că a fost Tănase. Nu-mi dau seama, sincer. Cât de aproape am fost acolo, cât de aproape am fost să ajungem la mingea asta. Nu-i nimic. Soiledis. Bine, Soiledis, Florin Coman. Până la Nedelcu. Nedelcu încearcă pentru Alibec, nu reușește. Pleacă acum Alibec, foarte bine Alibec. Se apără bine acolo dinamoviștii. 10 goluri, 10 goluri. Cred că e cel mai frumos derby de până acum. Moruțan, ce ratare! Cum intervine René? Denis Man acum. Denis! Hai să-l băgăm și pe Ovidiu Popescu în locul lui Nedelcu. Ce șansă mare a ratat Moruțan, incredibilă ocazia. Incredibilă ocazia, René a ținut în viață pe dinamoviști. Dinamo mare nevoie de două goluri ca să ia titlul. Au condus până în ultima etapă, iată, clasamentul în Liga 1. Bine blocăm, nu este faul, jocul continuă. Alibec pierde balonul, Gheie, e luat pe sus, jocul continuă. Trebuie să blocăm acest atac, bine o facem. Iar acum Denis Man avansează, în minutul 92. Denis pentru Moruțan. Moruțan centrează pentru Alibec, cu capul Alibec. S-a terminat. Dinamo pierde titlul în ultima etapă. Va veni fluierul final. Vine fluierul final. Campionii României suntem noi. Suntem noi. 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 Campionii României suntem noi. FCSB-ul câștigă un trofeu dramatic, câștigă titlul Liga 1. În ultima etapă cu rivala de moarte Dinamo București. Ridică acum trofeul deasupra capului Radu Ștefan. Bine, bă, băiatule. Nimeni nu mai credea. Eram la foarte multe puncte în spatele celor de la Dinamo București. Iată că se întâmplă. Iată că reușim să aducem un nou titlu de campioană.
Becali de Gigi, probabil foarte, foarte fericit. Trebuie să vină cu cașcavalul periculos. Trebuie să vină cu cașcavalul periculos. Iată-l pe Lazar lângă acolo. Asta e echipa noastră. Golele, ole, ole, ole. Campeones, campeones. Bine, bă, băieți, bine, bă. Oh. 1, 2, 3, 4. Cupa și campionat. Am luat cupa și campionatul. Ce final dramatic, ce final dramatic. Dar acum vine campionatul mondial. Campionatul mondial. Avem grupă cu Brazilia, Olanda și Noua Zeelandă. Dumnezeule, Dumnezeule, ce va fi? Va fi o nebunie totală, dar aici se va termina episodul. Eu sunt X-Break, vă mulțumesc foarte, 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 foarte mult. Să vă arăt setarea că acum mi-am adus aminte 5 minute legendarii cum am jucat de fiecare dată. Nu uitați să dați un like, un share și un subscribe. Pa, data viitoare, state cele bune. Pa, pa!